Bună dimineața! Prieteni! Cum să încep? Că nu mai știu nici să mai încep vlogurile. Eu și cu Nemișu ne-am apucat de treabă. Eu gătesc, Nemișu face treabă pe aici, celălalt s-a dus la cumpărături să cumpere din oraș ce mai trebuie, mâncare. Și eu fac o supă de pui, ușoară. Aici am tocat ardeiul gras și am scos și niște carne de la găleată. Ce-a mai rămas? Că e pe terminare. Vremea e un pic răcoare. N-ai toamnă. Am pus ceapă, am pus rădăcină de țelină, păstrânac, morcov, aici am scos carne, am pus-o să încălzească. Ha? Vlog și ciorbă. Să pun și telefonul ăsta. Ardei gras acum. Oricum, puiul ăsta cumpărat e fraged și fierbe repede. Ieri n-am mai filmat, prieteni. Am făcut, sincer, am făcut ieri un vlog, dar nu mi-a ieșit nimic bine. Și nu l-am mai postat. Ieri a fost o zi plină de nervi. Tot ce făceam mi-a ieșit bine. Ieri am făcut aluat să fac gogoși. Nu mi-a ieșit, nu știu, și după starea omului, cu toată nu iasă. Și n-am mai făcut nimic. Am făcut câteva gogoși, așa, n-am mai făcut. Venea să dau cu el peste tot pe aici. Da. Sincer, nu știu ce se întâmplă cu canalul meu, dar știu că primez rapoarte la greu și nu știu, mi-o să ia poftă la cafea, Nemișule. Mulțumesc, ai băut-o? Cum o faci? Mai bea una. Mai bea una să mor mai repede. E bine așa că e mai răcoare. Și căldurile care au fost, un pic de răcoare, prinde bine. Să pun înapoi telefonul, că mă plimb cu telefonul, dincolo până acolo. Nu știu. Cred că de la vloguri am să iau o pauză. Că nu prea mai ce să mai zic. Mai bine așa. Nemișu? Ce a zis mama? Cumpără roșii din oraș sau luăm de aici?
Doamne, Mișule, ce ai scos? Copita porcului. Eu nu pot ține acolo. Cine mănâncă copita porcului? Ne rupem dinții. Nu pot ține acolo. Nu pot ține acolo. Nu pot ține acolo. Cum? Nu mai e carne? Nu mai. Ai coala. S-a terminat și carnea la garniță, gata. Facem alta de Paște. Da. O fi în butoi alături și matale ca o țină la gol. Cine știe, nu știu. Nu știu de astea. Da. Ce să mai zicem, ce să mai facem? Vremea deja a început să se schimbe. Toamna își face apariția. Mie mi-a trecut vara stătând numai în casă, numai cu stres. Dar las, o veni și vremea bună. Uite ce a fost Nemișu, copită de la porc. E gata cafeaua? Mi-a sărit ciorbă pe gât. Aia îmi trebuie acum să mă ard. Mut prietenii dincolo până acolo. Îmi cer scuze, ce să fac? Vă plimb și pe dumneavoastră după mine. Asta este. Uite că o fetă nu mai avem. E pe terminare. Nemișule, cum îți place vremea ca asta astăzi? Sau căldura aia care nu puteam să respirăm? E foarte bine. Așa zic și eu. Eu nici nu a venit vremea rece și mi-am luat geguța. E răcoare un pic așa, dar e plăcut, e bine. Lasă că e bine așa. Da. Ce să mai zic? Nu prea am cuvinte. Nu mai mă pricep la vloguri mai deloc. Mai las și un timpaie. Păi atunci, prieteni, revenim când vin oamenii ăștia din piață, să vedem ce ne aduc, să pregătim, desigur. Că dacă am luat-o de pe întâi, la bucătărie, așa merg toată lumea, prieteni. Și ce să fac? Nu fac de lucru. Fac ce fac. Tot vin și stau pe leagănul ăsta aici. Dacă n-am unde să mă duc, ce să fac? Mi-am luat rochița asta pe mine. Când au fost căldurile alea mari, n-am luat-o. E foarte, foarte subțire. Stați că vă arăt. Și am luat-o acum. Dar e un maieuț, așa, o rochiță. Și trebuia să iau asta pe deasupra pentru că este răcoare și nu puteam. Uitați cum e. E foarte subțirică. E comodă. Prieteni, mai revenim. Mișto, mișto. Când zic hop, că filmez. Uite-ți gata ciorba. Așa arată. Vedeți ce fain arată. Acum o să servească cine vrea.
Ce ați adus? Șervețele? Da, mâncăm șervețele. Unde mi-e cerciul iarăși? Revenim. Am început cu treburile. Se taie iarba. Că ne mușcă șerpilii! Păi, ce faci pe Evi acum? Mamă, unde e? Ce e iar? Mamă, cum se schimbă la față când filmez și eu. Nu, dar toți. Apoi ce să facem? Asta ne iese biciul. Ia spune ceva. Bubu să tu a zis că nu se simte bine, dar iarba s-a apucat să taie. Apoi asta e. Da. Ce taie și în partea alaltă? Da. Hai. Doar nu pe jos. Eu nu ies pe jos. Nu ies pe jos. Ce mi-am făcut aici? M-am strâns de gât. Nici nu mai știu cum vine. Am să-l cus. Da. Ce păr am încă? Uitați-o și pe mama. Unde te duci? Ah. Unde te duci? Nimic. Fiecare cu ce poate. Eu cu vlogul meu, taică-miu taie iarba. Ia, hai să mai plecăm și noi de pe iarba noastră de aici. Ce? Nimic. Mă pune. Astăzi eu cu bine. Eu mi-am făcut curățenie în garderoba mea. Am scos haine ce nu le mai port. Le-am dat foc cu neamișulică. Că n-avea rost să le mai ținem așa. Mai bine le-am dat foc. Îmi dai mie nemiș. Ajutorul, stai. Uite așa. De că fac eu. Uite, nici baterie multă nu. Unde-i mătura al cealaltă? De casă. De casă? Da. Bă, spune-te, nu mai bine băgăm noi furtunul. Furtunul.
De ce? Nu, de ce? Eu mai filmez mâșima ta. Așa. Cu o mână nu pot. Așa. Să te prind. Și să te prind cum trebuie. Adică să te încadrezi cum trebuie, nu să te prind. La oamenii ăștia. La oamenii ăștia. Mi-e la tine acasă. La oamenii ăștia, nu? Păi da. Părțim banii amândoi. La oamenii ăștia, aici. Nu trebuie și noi cu ziua. Păi da. Păi eu bani mai mulți, că e mai important ce faci aici. Eu bani mai mulți, că e mai important ce faci aici. Nu-i noaptea. Iar o să zică prieteni. Ce să zică? Ce să zică? Mulțumesc frumos! Să mai beau o cafea? Nu știu, am băut cam prea multe astăzi și nu mă simt eu bine. Ana, Mișu, să-mi dai mătura ca să dau și pe aici. Prieteni, cam atât. Încheiem și noi vlogul aici și revenim mâine cu altceva. Vă pupăm, vă dorim o zi plăcută. Eu cu Neamișu și cu mama. Din Neamișule și matale ceva. Ce să vă uite, mă supărai pe taică, că mă turai și pe pătii și... Mulțumim frumos că dumneavoastră de frumoasă. Eu îmi buc să da, prieteni. Mulțumim, păi eu am mulțumit tot timpul. Mulțumesc pentru datorită vouă suntem comentariile lăsate aici frumoase. Desigur, când merg comentariile, când nu merg, vă mulțumesc că vizionați. Normal. Și mulțumim și pentru cele bune și pentru cele rele. Așa suntem. Noi toți, și cu bune și cu rele.
Omul perfect nu se găsește. Nu se găsește pe planeta asta. Și cred că mai beau o cafea. Asta e. De o-i muri, ducă-să. Ai doi copii de crescut. Da. Ce să mai zic? Bun, cam atât, prieteni. Vă spunem și noi la revedere. Ne revedem mâine. Cu altceva. Pa, pa!